Mamma, çerdi. Oh. Olmaz. Hey, stage. Ja, ja. Ciao, andiamo a mancare. Sta per good? Ja, ja. Fa sole? Ja. Yes, vedo. Vreau și eu o porție, două, cu două, trei, patru bucăți de carne. Ce amestec aici, să vedem cum arată? Nu vreau ceapă verde, vreau gogoșari murați. Sau castraveți. Mamă, uite carnea asta vreau, uite câtă carne are. Cred că îmi pun două bucăți de carne. Mă, ce bine arată. Bun, hai să vedem cum e. Mi-am pus aici un castron, mi-am pus și o lidană de carne, costiță de porc afumată. Pare un pic cam lungă. Dar mi-a zis maica mea că o să se mai întărească. Când se mai răcește, se mai îngroașă, se mai întărește. Și o mâncăm cu gogoșari murați. Un oțet. Mamă, la fix. Și e proaspătă făcută acum. Nu știu acum cât timp a terminat de făcut, dar e proaspătă. Nici mai vreau să mai mănânc ciorbă. Bag două porții din astea. Doamne. De bune. Dacă am arde, arde un pic așa. Am mars. N-am răbdare să se răcească. Deja am terminat carnea. Să punem niște pâine aici. Trebuia să scot eu carnea asta pe farfurie, să mai răcească. Mamă, ce arde! Nu se poate, mă, frate. Mi-am carne. Nu să mai pun o porție de carne. De fapt, mi-am mai pus două bucăți de carne. Că le scut eu aici, pentru că ar trebui de tot. Și vreau să mai răcească. Mamă, foarte bune. Și are o grămadă de legume. Morcov, are și verdeață.
Eu sunt fan carne, cel mai mult. Și fasolea îmi place foarte mult. Mamă. Are niște tendoane așa prin ea. Mamă, ce arde, ce moftic. Da, e așa bună. Haide încoace! Bună? Foarte bună. Da? Și îmi place mult carnea asta. Mai bine că nu am mai luat. Bine că n-am găsit, am luat toate. Ciolana. Da, mai bun decât ciolana. Aoleu, asta are multă grăsime. Dă-mi la o parte, nu mânc. Ia treia bucată. Da, sunt mai mici, am luat două mai mici. Așa este carnea de pui, mai are și grăsime, dar le dai și pe loc. Nu, e foarte bună. Am satură de carnea asta. Sorica n-a fost bună? Bă, da. Ce ai pus în fasolea? Păi am pus ceapă verde. Să-i dea gust să fie dulce. Morcovi. Nu doi morcovi. Sau trei. Am pus... Fasolea, am pus-o la muiat, știi tu, cum o pune de seara și am lăsat-o să fiarbă bine. La final am pus niște, am avut niște bulion de arte făcut de noi, asta toamnă. Și am pus un suc de roșii, așa, un pic mai gros. Dar n-am pus mult, știi, să nu mă crească. E foarte bună. Ce mă bucur. Dar nu înțeleg de ce asta e... Are numai grăsime. Cum ne-am să aleg bucata păi, asta? Aia grăsime. Din capăt, nu, trebuia să aleg de aia cu os. Aia din capăt este acolo unde e grăsime mai multă. Hai să mai pun una. Trei bucăți și acum mi-am mai pus două. Cinci. Trei, te-ai adun cuțe. Nu-i nimic, dacă termină carne, mai avea cârnați. Încă un cu fasolea care rămâne. Păi e o grămadă de carne. Mai da, păi am avut două coaste așa mari și două bucăți. Trebuie să fie mai multă ca... Știu că îți place. Băi, dar arde carnea asta? Nu, dacă acum am terminat-o. Acum ai terminat-o? Păi da, am închis aragazul de un sfert de oră. Mă, un sfert de oră? Singur. Și să știi și tu, orice mâncare e cea mai bună e atunci când o faci. După aceea, a doua zi, a treia zi, când o încălzi, nu mai are același gust. E clar. Bună, dar mă ard cu carnea asta. Fasolea mea e ok, se răcește mai repede.
La carnea se răcește mai greu, mai ales acolo la os. Am pus niște pâine așa. Se răcește și mai repede fasolea. Așa. Da, e super bună carnea asta. Ia să vedem mai arde iară. Mamă, ce arde. Asta e babana. Un pumn de carne. Am scos aici una. Să vedem, s-a răcit. Uite, arde în doamne din astea, dar unele sunt mai subțiri. Le pot mânca. Nu este mare, nu mă... Tare. Am mâncat la un porcel. Hai să-i dau astea lui Maia. Rămășițele. Nu mai pot. Am mâncat prea mult. O să mă întind un pic, dar mai întâi să-i dăm. Da, ce să mai alerg acum? Hai, fetița mea, hai. Hai, Rosto, hai și tu. Rosto, hai. Hai, băiatul, hai și tu. Hai. Hai să păpați aici amândoi. Hai, uite, ia tu asta. Hai, ia de aici. Hai, mai ia. Hai, bagă. Și te uiți. Hai, bă, mănânci. Că după aia mănânc asta tot. E, așa pretențios ești, Rosti. Las că mănâncă mai. Las că mănâncă mai. Hai, Rosto, bagă, nu vezi ce basculează Maia? Ce faci? Mănânci? Mamă, ce-a sărit pe gresia asta, plouat rău de tot zilele astea pe aici, pe la Vâlcea, pe la Băbeni.
Cam atât pentru vlogul de astăzi, fraților, nu uitați să vă abonați, să activați clopoțelul de notificări, pentru că o să urmeze și alte clipuri super tare. V-am pupat, ciao!